Copiii au intrat în vacanța de Paște și în acest an primăria Făgăraș le-a pregătit acestora o serie de activități creative și, bineînțeles, distractive. Așadar, sunt așteptați toți copilași în perioada 29 aprilie 3 mai la căsuța iepurașului din centrul Făgărașului pentru a se poza cu iepurile și pentru a se transforma în personajele preferate prin arta picturii pe față. Nu ratați vânătoarea de ouă care va avea loc zilnic de la ora 17, iar apoi cei prezenți pot deveni mici artiști la atelierele de creativitate. Spre bucuria copiilor, în acest an va fi montată și o căsuță cu baloane. Da, căsuța iepurașului va prinde viață de luni până în data de 5, luni 29-4 până în 5-5, între orele 17 și 20, vor fi activitățile specifice iepurașului de Paști. Acolo copiii vor fi așteptați cu tot ceea ce își doresc ei, tot ceea ce își doresc ei de la iepuraș, iar activitatea va fi pe placul lor. Potrivit programului, luni va avea loc atelierul de pictură pe ouă de polistiren cu vopsea cu efect de marmură. Marți se va desfășura atelierul de decorare căsuțe pentru păsări. Miercuri va avea loc atelierul de pictat forme din gips, joi atelierul de pictură pe sticlă, iar vineri atelierul de grădinărit.